Bun găsit, stimați telespectatori! Vă spun de aici, din cadrul Colegiului Național Kemal Atatürk din Mecidia. Alături de mine se află domnul director Akan Mologani. Bine v-am regăsit, domnule director! Bine ați venit în vizită la noi. De asemenea, bună ziua, stimați telespectatori! Mă bucur că urmăriți această secvență, nu-i spun emisiune, referitor la școala din orașul nostru. Pentru început, aș vrea ca să le prezentați telespectatorilor situația actuală a colegiului. Unii știu, alții poate nu știu, așa că este bine pentru toată lumea să prezint pe scurt, nu vreau să vă rețin mult, situația școlii noastre. Noi, pentru orașul Mecidia și pentru zona învecinată, practic pentru tot județul Constanța, oferim școlarizare pentru toate nivelurile de învățământ. Învățământ preprimar, adică grădiniță, învățământ primar, clasa pregătitoare până la clasa a patra, învățământ gimnazial și învățământ liceal. În genere, din perimetrul Mecidiei vin, normal, copiii pentru liceu. Ceilalți sunt preamititei pentru a fi departe de părinți, chiar dacă noi asigurăm cazare în cadrul colegiului nostru. Care sunt beneficiile elevilor interni? Referitor la copiii interni, așa cum s-a generalizat deja la noi, ei nu au niciun fel de cheltuieli, nici pentru cazare, nici pentru masă. Deci, practic, pentru copii din internat, cazarea și masa sunt gratuite. În plus, aș dori să precizez, deja la noi este al doilea an, când asigurăm masa de prânz gratuită și masă caldă, cum se spune, pentru toți copiii din ciclul primar, de la clasa pregătitoare până la clasa a patra, și pentru copiii din clasele a 5-a, a 6-a, aceia au fost doritori. E vorba de toți copiii care sunt din orașul Mecidia și, în urma cererii părinților, au solicitat 100% servirea unei mesele calde la noi. Anul acesta, câți elevi s-au înscris la internat? Deci anul acesta noi avem la internat 48 de elevi. Sunt din zone mai îndepărtate, Făurei, Băneasa, Fântâna Mare, cei care sunt în apropierea municipiului Mecidia, deoarece li se decontează transportul atât de către Ministerul Educației Naționale, cât și de primării. Preferă să facă naveta și, în urma discuțiilor cu părinții respectivilor elevi, le-am precizat avantajele cazării la noi în internat, dar toată lumea știe că părinții mai au nevoie de copii și la gospodărie, din păcate, nu numai pentru procesul de învățare-educare. Care este situația cadrelor didactice? Aveți un număr mai mare de cadre titularizate sau aveți și suplinitori? Noi, de aproximativ 3 ani de zile, n-aș zice 100%, deci din cele 42 de cadre didactice, 41 sunt titulare. Avem un post care de câțiva ani este scos la concurs spre ocupare și încă nu s-a ocupat. Ce ne spuneți despre dotarea materială a colegiului? Referitor la dotare, pot să zic că stăm bine, nu excelent, deși asta am dori. Mobilierul școlar este excelent. Noi am avut avantajul să fim finanțați pentru mobilierul școlar de către Republica Turcia și, în atare condiții, am putut să cumpărăm mobilier școlar de calitate, chiar dacă prețurile erau puțin cam mari. De asemenea,
cele două laboratoare de informatică sunt funcționale integral, care au fost primite prin programele naționale ale Ministerului Educației. Laboratorul de științe, deoarece suntem deficitari la spațiu de școlarizare și de aceea biologia, chimia și fizica le-am înglobat într-un singur spațiu și l-am denumit laborator de științe. Aici, de asemenea, avem echipamente și dotarea necesară pentru a putea face colegele mele, spun colegi, mare majoritate sunt doamne, pot face parte aplicativă cu elevii. Știm că mulți elevi au participat în cadrul olimpiadelor, concursurilor școlare. Unii dintre aceștia au reușit să câștige și anumite premii. Ce ne spuneți despre ei? Referitor la olimpiadele școlare, deoarece este profilul școlii noastre de așa manieră, avem rezultate excepționale la limba și literatura turcă maternă și anul acesta este primul an când se organizează și Olimpiada Națională de Religie Musulmană în limba turcă. De fapt, combina turcă și arabă. Și Olimpiada Națională de Religie se va organiza în cadrul unității noastre de învățământ. Din păcate, momentan, copiii noștri n-au reușit să se claseze pe locuri fruntașe la olimpiadele pentru celelalte discipline. Dar au căpătat experiență, s-au înscris, au participat, au văzut cum este și conform proiectelor și planurilor noastre o să ne axăm pe pregătirea acestor copii care sunt cu înclinații spre anumite discipline, astfel încât să putem obține rezultate bune și la alte materii, nu numai la limba și literatură turcă și religie musulmană. Deși liceul nostru este în principiu vocațional, având clase de pedagogie, clase de teologie și clasă de actualmente clasă de filologie. Din experiența anilor trecuți știm că acești elevi sunt și recompensați pentru meritele pe care le au. De fapt, ca la orice concurs școlar, pe lângă finanțarea standard din partea Ministerului, mă refer la premiile pe care le primesc copiii, noi avem posibilitatea de a solicita suplimentarea acestor premii unor sponsori, atât din partea comunității din România, cât și din partea reprezentanților oamenilor de afaceri din Republica Turcia. Bineînțeles, și reprezentantul statului turc la Constanța, adică Consulatul General al Republicii Turcia, de fiecare dată ne-a sprijinit cu premii, astfel încât copiii să fie recompensați pe măsura efortului pe care îl depun, participând la olimpiade naționale și internaționale. Ca în orice unitate de învățământ și în cadrul colegiului au loc anumite activități extracurriculare. Activitățile extracurriculare față de alte școli, la noi să zic, sunt puțin suplimentate, deoarece atât sărbătorile din România, cât și sărbătorile din Republica Turcia le punctăm cu sprijinul elevilor și al cadrelor didactice. Și, bineînțeles, avem și concursul
tuturor entităților, să spun așa, care se implică în bunul mers al sistemului educațional din cadrul Colegiului Kemal Atatürk. Ce ne spuneți despre parteneriatele pe care le aveți? Deci, eu n-aș insista pe parteneriatele pe care le avem cu unități de învățământ din Republica Turcia, cu primării și ONG-uri. De ce n-aș insista? Pentru că, din punctul nostru de vedere, deoarece așa funcționează școala noastră în baza unui parteneriat interguvernamental, pentru noi nu este chiar un parteneriat, ci este o colaborare conformă cu tipicul și cu tipicul școlii noastre. În schimb, avem parteneriate cu unități de învățământ din țară. Atât elevii, cât și colegii profesori din respectivele unități de învățământ, când vin prima oară la noi, li se pare ceva puțin mai altfel decât este în mod normal, deoarece noi avem aici o cultură multietnică, avem și tipul acesta de programă școlară. Mă refer la orele suplimentare de limbă și literatură turcă pe care le fac atât copii etnici minoritari turci tătari, cât și elevii români. Cum a decurs până în prezent anul școlar 2016-2017? 2016-2017 nu s-a încheiat încă, dar aș preciza că la anul acesta școlar a debutat cu inaugurarea corpului de grădiniță, care a fost renovat integral și, bineînțeles, echipat cu mobilier școlar, cu aparatură audio-video și tehnică IT, de către Republica Turcia. Inclusiv a fost amenajat grădina clădirii grădiniță ca spațiu de joacă pentru copii. În această perioadă au avut loc și simulările, evaluările naționale. Ce ne puteți spune până în prezent? S-au finalizat evaluările la simulările examenelor naționale. Din păcate, media copiilor de la noi este ceva mai mică. Într-adevăr, este un deficit al efectivului nostru, mă refer la efectivul de elevi. De ce? Pentru că elevii de la noi, și cred că așa ar trebui să fie în toată țara, nu au posibilități financiare de a se medita suplimentar. Ei se bazează doar pe cunoștințele acumulate și asimilate în orele de curs și mai avem un dezavantaj. Din păcate, la înscrierea în clasa a noua vin copii care au deja deficiențe sau goluri de învățare din ciclul gimnazial venind din școli, din regim rural, unde din câte știm și la ora actuală mai există nevoie de personal calificat, titular, și acest lucru se răsfrânge și asupra pregătirii respectivelor copii. Care sunt măsurile pe care le veți lua? Deci noi avem deja de anul trecut un
plan de măsuri pe care, bineînțeles, îl adaptăm în fiecare an în funcție de generațiile de elevi pe care îi preluăm la clasele de început de nivel. Pentru elevii interni problema este simplă, deoarece sunt la îndemâna noastră și au ore suplimentare de pregătire. Pentru elevii care fac naveta este o problemă, deoarece nu pot sta peste orele de program, astfel încât să îi poată pregăti colegii noștri suplimentar în cadrul școlii. Și în atare condiții am punctat acest punct slab al nostru. Când spun al nostru, mă refer la toată echipa formată din elevi și profesori. Și în perspectivă o să încercăm să simplificăm puțin accesul copiilor la resurse, și anume, așa cum știți, toți copiii în ziua de azi au telefoane mobile, marea majoritate conectate la internet. Avem un proiect să folosim servere ale firmelor furnizoare de internet, inclusiv un server în cadrul școlii, care să poată fi accesat de către copii pentru a-și prelua lecțiile, note de curs. Bineînțeles, necesită o muncă suplimentară, puțin spus, din partea colegilor noștri pentru a încărca acest server cu cele necesare copiilor. Pentru că altcumva copiii își pot găsi pe net tot ce doresc. Dar noi dorim să încărcăm pe acest server ce este necesar și util pentru copiii noștri. În vederea dotării cu aparatură, avem promisiuni că ne pot finanța tot așa partenerii din Republica Turcia. O să încercăm și noi să accesăm fonduri europene pentru acest obiectiv, dar pas cu pas eu sper că reușim să ridicăm nivelul de performanță al elevilor noștri, și nu numai să ridicăm nivelul de performanță, ci să și atragem un număr mai mare de elevi care să dorească să studieze în școala noastră. Cum veți reuși să atrageți un număr mai mare de elevi? Deci, conform planurilor noastre, conform discuțiilor avute cu părinți care n-au elevi la noi în școală, cu colegii, bineînțeles, și cu firme abilitate să ne dea soluții, pentru că noi, ca oricare, nu suntem specialiști în tot. Avem și noi fiecare o ramură pe care suntem specialiști. Sunt mai multe variante, o să încercăm să le aplicăm, să vedem care din variante dau un rezultat mai bun. Unele propuneri chiar și din partea echipei care ne-a vizitat din Republica Turcia ar fi fost ceea ce dorea și ministerul nostru să realizeze, și anume dotarea elevilor cu tablete care au și ele capacitate de stocare a informațiilor, utilizarea lor în timpul orelor pe o rețea wireless internă în cadrul școlii. De asemenea, pentru elevii cu rezultate, deja pentru anul acesta am dus discuțiile, sunt finalizate,
să le oferim ca și recompensă excursii în străinătate, în principiu în Republica Turcia, în diferite zone, având asigurat, bineînțeles, tot transport, cazare, masă și intrări la muzee și la alte locuri istorice. Și, bineînțeles, o motivare suplimentară a elevilor, că dumneavoastră, ca să revin, a spus cum încercăm să atragem și copiii, să spunem, de la alte unități de învățământ. Care au rezultate bune la învățământ. Care au rezultate bune, exact. Deci, în primul rând, dotarea cu tehnică, excursiile care le-am zis că sunt valabile și pentru ei. Bineînțeles, recompensarea la sfârșitul anului școlar cu premii substanțiale, să spun așa, astfel încât să existe o motivație suplimentară și, bineînțeles, modernizarea spațiului în care își desfășoară aproape o zi întreagă, că iau un program de 7-8 ore în școală toți elevii. Și pentru cei care ar dori, fiind din Megidia, să învețe suplimentar, le putem oferi după cursuri atât spațiu cât și sprijin din partea colegilor noștri, fără costuri, bineînțeles. Aici este o problemă, pentru că nu toți părinții își permit. Și chiar dacă își permit, nu e în regulă să apară costuri suplimentare pentru educația și formarea copiilor. Știm că elevii meritoși primesc și burse. Da, deci tot așa, acesta este al doilea an în care aplicăm acest sistem de burse. Deci elevii care au medii bune, deci peste 8-8,50 și care nu absentează, primesc lunar o bursă, care bursă în luna în care nu e în regulă, a depășit numărul standard de 3 absențe, nu mai primește în luna respectivă bursa, ceea ce este normal. Și de asemenea, eu am mai discutat cu colegi directori din alte unități de învățământ, dumnealor mi-au spus că a dat rezultate, costurile sunt puțin cam mari, e vorba de implementarea catalogului electronic. De fapt, noi putem să implementăm parțial această facilitate, și anume părinții să primească un SMS pe telefon dacă în săptămâna X copilul are un număr de absențe, de asemenea să primească un SMS în situația în care copilul a luat o notă mică și ulterior să poată accesa catalogul electronic ca să vadă toată situația copilului său, bineînțeles, logându-se cu un user și o parolă pe serverul nostru. Pentru telespectatorii care încă nu cunosc specializările colegiului, aș vrea ca să le relatați. Pentru anul școlar următor, care se va deschide din toamna 2017-2018, avem pentru clasa a noua, noi am fi vrut mai mult. Din păcate, numărul absolvenților de clasa a opta este destul de redus și în atare condiții și numărul claselor de a noua care s-au acordat liceelor a fost limitat. Deci pentru anul școlar următor avem o clasă de teologie musulmană, o clasă de învățători educatori și o clasă de filologie. De asemenea, pentru clasa a cincea, deci mai avem locuri și putem prelua, că e tot început de ciclu de învățământ.
La clasa pregătitoare, de asemenea, ne-au mai rămas câteva locuri și referitor la clasa pregătitoare, aș avea ceva de precizat. Noi am stat de vorbă cu părinții, o parte au zis da, altă parte au zis că să se gândească. Deci le oferisem anul acesta pentru clasa pregătitoare, în afară de masa caldă de la prânz și prelungirea programului de stat, e incorrect spus, de lucru iar nu e în regulă, deci de pregătirea copilului după orele de curs până la orele 16-16.30 când termină părinții serviciu, astfel încât să nu stea cu grija copilului că la ora 13 trebuie să vină să ia copilul mic de la școală și ce să facă, cum să plece de la serviciu. Dar de ce unii părinți au stat pe gânduri? Deoarece le-am spus, pentru 3 copii nu pot să fac acest program, dar dacă numărul doritorilor reprezintă jumătate din clasă, din toamnă putem demara acest program. La cum știu părinții, programul se numește After School sau Școală după școală. Nu, deci noi nu mergem pe tipicul After School sau Școală după școală, deci vor rămâne colegele noastre, doamnele învățătoare, peste program, prin rotație, în funcție de doleanțele părinților și de înclinațiile copiilor, le facem un program de după școală, astfel încât să fie util pentru copii, să nu se plictisească, să nu avem un program rigid, standard, deci un program adaptabil în funcție de nevoile lor, ceea ce eu cred că cel puțin la noi în zonă ar fi o premieră. Dar să vedem, deci mai e încă perioada înscrierilor la clasa pregătitoare și când vin părinții să-și înscrie copilul, trebuie să depună și o cerere în care să precizeze că dorește ca respectivul elev al nostru să rămână și după orele de curs. Referitor la înscrierile pentru liceu, știm că unele specialități au anumite probe eliminatorii sau probe oratorice, cum mai sunt numite. Ce ar trebui să știe părinții? Deci, părinții ai căror copii sunt acum în clasa a 8-a, ar trebui să știe că pentru cele două clase de învățător, de educator, respectiv de teologie, înscrierile sunt în perioada 22-23 mai, luni marți, că de asta mă uitam la calendar, și probele sunt în următoarele zile. La teologie proba este destul de simplă. E vorba de interviu în limba turcă în care trebuie să și prezinte câteva cunoștințe pe care le-a acumulat la orele de religie din gimnaziu. La clasa de învățători educatori, noi am distribuit deja și pliante în unele școli. Sunt mai multe probe, e vorba de... Ele sunt pe discipline. La limba română, dar e vorba de a recita o poezie. La educație fizică, un minimal de teste. La muzică și la desen. De ce? Pentru că absolvenții acestor clase de pedagogic, ulterior, dacă doresc, imediat după absolvirea liceului, se pot angaja ca și învățători și în atare condiții, deci trebuie să posede aceste minime inclinații și cunoștințe, deci reiau muzică, educație fizică, română, și desen. Persoanele care totuși nu dețin foarte multe informații și nu s-au hotărât,
Care sunt sfaturile pe care le dați acestora? Deci persoanele care, părinții care nu sunt hotărâți cum, unde și la ce școală să-și înscrie copilul, poate veni zilnic la școala noastră. Sediul este pe strada Lupeni 18, pentru cei din oraș, clădirea fostei școli 5. Între orele 8 și 16, serviciul secretariat le oferă toate amănuntele și toate detaliile. În plus, aș dori să precizez că pentru elevii mici, clasă pregătitoare, clasele 1 și a 2, suntem singura școală care asigură transportul intern, local, în oraș, deoarece sunt mititei, stau în cartiere mai îndepărtate de locația clădirii unde se face școala și în atare condiții, cu sprijinul și al primăriei, de anul acesta, anul trecut am apelat la alte foruri, putem asigura transportul elevilor. Poate unii părinți o să se întrebe de ce e nevoie de transport din alte zone sau din alte cartiere. De ce? Pentru că ei știu că trebuie să înscrie copilul în clasa pregătitoare în arondismentul de care aparțin. În urma solicitării și discuțiilor avute cu inspectoratul școlar, noi în Megidia suntem singura unitate de învățământ care nu avem arondare, deoarece este specificul școlii de așa manieră, pentru că copiii etnicilor musulmani, turci și tătari pot locui în diferite zone ale orașului. Fiind singura școală de asemenea profil, ni s-a aprobat preluarea elevilor din orice zonă, din orice cartier al municipiului Megidia. Pentru micuții de la grădiniță, înscrierile când vor începe? Pentru cei de la grădiniță, deja au început înscrierile și se continuă, nu este nicio problemă. Mai sunt locuri disponibile? Mai sunt locuri disponibile la toată gama de vârste, pentru că la grădiniță, așa cum se știe, sunt în gama de vârstă 3-5 ani la înscriere. Grupele mică, mijlocie și mare. Și îi așteptăm cu drag să se înscrie. Pot părinții, dacă nu s-au decis, să vină să viziteze clădirea grădiniței, să viziteze locul de joacă al copiilor și, cum spusesem și mai devreme, și dotările pe care le avem spre utilizare de către copii de grădiniță. Ce aș putea să mai spun referitor la copiii de grădiniță? Deci, repet, nu este obligatoriu să vină etnici musulmani. Deci noi suntem deschiși pentru absolut toți copiii și nu numai la grădiniță, deci începând cu grădinița și finalizând cu liceul. Reiau totuși pentru părinți, ca să am mai avut situații în fiecare an, au venit părinți după ce a trecut perioada de înscriere și de probe. Deci la cele două clase de învățători educatori și teologic, înscrierile se fac mult mai devreme decât la celelalte specializări, unde are loc o repartizare computerizată. La noi, de fapt, la sfârșitul lunii mai, după ce se afișează rezultatele acestor probe și interviuri, copiii sunt declarați deja înscriși în clasa 9 și ei abia ulterior susțin examenul național.
Deci, e conform calendarului, înscrierea este devansată pentru aceste specializări vocaționale. Nu-i numai la noi, de exemplu, în cele vocaționale din țară e același calendar. Pentru cei care nu cunosc, ar trebui să le spunem că grădinița este reabilitată, putem spune o grădiniță modernă. Deci vă completez, grădinița noastră la ora actuală este la cele mai înalte standarde pentru educația copiilor din punct de vedere al personalului, al clădirii și al dotărilor. O să încercăm, mă scuzați, o să încercăm în perspectivă să continuăm cu proiectele de finanțare, așa cum am spus de altfel și mai devreme, să creăm cu elevilor un ambient cât mai plăcut. O să încercăm să continuăm cu obținerea finanțărilor și la celelalte corpuri de clădire, astfel încât școala noastră să fie cotată ca cea mai bună școală, nu numai din punct de vedere al dotărilor materiale și tehnice, cât și din punct de vedere al calității și performanței elevilor noștri. De asemenea, pot să vă spun că deja se lucrează, deci la laboratorul de științe avem o tablă interactivă, dorim în perspectivă, sperăm poate din toamnă să avem dotarea aceasta, să fie fiecare sală de clasă dotată cu un videoproiector, un calculator, un ecran și o tablă interactivă. Avantajul unei table interactive este următorul. Toate notițele, toate rezolvările care se fac pe respectiva tablă sunt înmagazinate în memoria computerului și pot fi utilizate ulterior atât de elevii clasei respective, cât și de elevii altor clase. Ceea ce este un mare avantaj pentru că pe o tablă standard am scris, s-a șters și trebuie să reluăm ceva dacă avem nevoie. În încheiere, de ce ar trebui să aleagă părinții sau elevii Colegiul Național Kemal Atatürk? În primul și în primul rând, colectivul de cadre didactice. Toți colegii mei. Avem toată gama de vârste și în prag de pensie și debutanți. Sunt în primul și în primul rând, pe lângă faptul că sunt foarte bine calificați, sunt foarte apropiați de copii. Ceea ce, din punctul meu de vedere ca părinte, contează enorm. Deoarece dacă elevul, copilul, se simte protejat de către profesor, ulterior digeră, să zic așa, și disciplina, chiar dacă sunt unele discipline pe care marea majoritate a copiilor spun din start o, dar e grea disciplina aceasta. Vorbesc din proprie experiență, deoarece eu, având două facultăți, lucrez și ca profesor de fizică și ca profesor de informatică. Și fizica multor copii în prima fază când îi preiau o profesor, dar e foarte dificilă, foarte grea fizica. Și după 2-3 luni de zile, cum se spune, nu mai scap de ei, că mai vor să știe și asta, că mai vor să experimenteze și partea cealaltă, mai ales că acum tehnologia ne permite să realizăm și experimente în mediul virtual, mult mai comod și mult mai sigur pentru copii. Nu apar briscuri, cum erau înainte, de electrocutare la tensiuni de 220 de volți, la curent foarte mare. Se mai ardea câte o componentă și mai ieșea fum, mai făcea și poc, cum se spune.
Deci, din punctul acesta de vedere, este mai ok de realizat experimentul în mediul virtual și chiar le place copiilor să lucreze în acest mod, mai ales că marea majoritate sunt deja acomodați cu lucru pe telefon, pe tabletă, nu mai spun de calculator. Domnule director, vă mulțumim pentru participare, vă urăm mult succes în continuare. Mulțumim și noi, stimați părinți, ușile noastre sunt deschise permanent, vă așteptăm nu neapărat cu copiii, puteți să veniți și dumneavoastră să solicitați alte informații, că aici a fost o prezentare scurtă, succintă, dar discutând față în față putem și noi să adaptăm serviciul pe care îl oferim în funcție de nevoile dumneavoastră. Deci, repet, vă așteptăm, chiar dacă nu veniți cu copiii în prima etapă la noi, măcar pe dumneavoastră, ca să vă prezentăm echipa noastră și locul unde ne desfășurăm activitatea. Încă o dată mult succes, iar dumneavoastră telespectatorilor, până la o nouă întâlnire, vă urez toate cele bune!